Domnul Dan, ei sunt Mario, Flavius și Emil. Mamă, salut, domnul Dan. Pupă, tata, băi, băi, ce milă mea, de unde ai găsit, mă, păiști? Na, cu formația, cu trupa. Ce fețe, de asta îmi place, e frumușel, pe ăsta îl vindem bine. Chiar dacă nu cântă nimic, are față bună. Pe ăsta cine-i, Puiu Călinescu? Mulțumesc. Și ăla are față de tâmplar. Băi, alo, pe unde te uiți, mă, nu te uiți în ochii mei, păi l-ai adus să uite pe-n tavan. Păi nu, peste tot. Băi, tată, nu facem treabă, Costă, uite, lua, stai arde de Caterinca. Da, da, ăștia suntem, domnul Dan. Mi-ai adus numai circare aici, catastrofe. Treci mai departe să văd ce fel mă minți. Păi asta, noi am și pregătit o piesă, e doar un refren și avem și ceva coreografie. Vreți să vedeți? Ia, mă, hai să vedem ce dă din ea. Haideți să... Păi și tu ce faci? Băi, tu te vezi șef acum. A, nu, păi și eu făceam, dar... Păi tată, la muncă. Haideți, doar refrenul și... Refren. Hai. Alo, tată, unde ai venit, mă, aici? Ce scuze, ce... Măi! Scuze, domnul, dar... Haideți. Și, da, cu doar refren. Doi, trei, și... Cu tine mi-e bine, au, ieri și mâine, te vreau în mine, te vreau în sufletul meu. Aici este freestyle. Scuze. Bă, ce-i cu ăsta, bă, ce-i bulangerea ăsta? Mie vină, mă, este aici, ăsta aici. Ce mi-ai adus aici? Ieșiți afară. Băi, vă înjur, un rău de tot. Vă înjur. Alo, batigoarzii! Stați puțin, domnul, da. Bine, da, hai să mergem. Stați, stați, stați un pic, a fost un accident până la urmă. Domnul Dan, stați puțin, că eu n-am... Iertați-ne, nu e echipamentul ăsta. Spune-mă că noi avem alte haine. Ce rugăminte am? Ăsta este foarte bun, la vreo doare spatele, foarte tare. Zic că te doare spatele. Măi, ce ai, tată, te-ai lovit la noapte? Nu, m-a lovit un auto. Da, a fost lovit și e ultima lui dorință să ne unim toți. Să poate da și vorbește, vă spuneți adevărul la om, că nu vrem neapărat milă. Dar ideea este că ultima noastră șansă, taci și un pic să vorbesc. Asta, bă, tu ce meserie, eu vreau să te bag la câini, la mine să ai grijă de câinii mei. Păi m-ați nimerit, eu sunt medic veterinar, să știți. Da. Vezi, gata, pe ăsta nu mai îl facem lăutat. Ideea este că el își dorește foarte tare să reunim toată trupa asta la Chiboiz, că e ultima șansă, dumneavoastră sunteți ultima șansă, vă rugăm mult. Ai vorbit cu ăsta ca să... mă zăpăcească. Nu, nu. Da, și tu. Și ce vreți de la mine? Să ne ziceți, să ne dați o șansă și să ne spuneți. Gogule, în măsura asta, Gianni, Giovanni, Gianni, eu mereu cum te cheamă. Eu n-am cum să vă dau șansă, că voi știți foarte bine ce fac eu de atâția ani, de 30 de ani. Eu am strălucit cu toți artiștii ăștia care am scos pe piața asta. Da, o să strălucim și noi, ne spălăm dacă îi facem orice, nu mai să ne mai zătușim. Ne peste tot să strălucim, dacă. Da? Mai dați-ne o șansă, vă rugăm. Rugăm. Haideți să mergem. Nu, hai cum... Băi, sunteți un om bun și... Stai jos. Băi, cu tine vorbesc. Da, domn, Dan. Fă un clip. Da. Un videoclip de ăsta bun și poate încerc să păcălesc și eu lumea cu voi, dar să știi că eu poate pierd în situația asta. Pentru că, încă o dată ți-o spun, eu am reușit cu... Pe cine am scos pe piață, am rupt toată piața tot timpul muzical. Gata, fețele astea eu nu cred că putem să facem. Asta și ca să vedeți că sunt băiat bun, nu, da. Mulțumim frumos pentru oportunitate, doar că eu voiam să vă întreb, îmi cer scuze, videoclip cum, adică? Un video în clip. Aia e, mă, hai să facem videoclip. Nu putem. Putem. Băi, alo, să facem, măi. Tată, câinare. Gata. Facem. Facem. Hai, Javri. Pentru șansa asta. Mulțumim mult, facem cel mai tare clip. 4K vi-l aduc. Ia vino. Fă ceva treabă bună, dacă putem să facem și mai pune-i să umble la guriță, te rog eu. Nu vă dezamăgesc. Fac un videoclip, o să fie 4K, Blu-ray, o să vă plac. Chiar o să vă plac, o să fiți mândru de mine. Vă promit. Vă salut numai bine, doamne. Pupă, tata, păi. Hangerele astea sunt adevărate. Ești afară, mă, câinare, mă. Foarte frumos ați organizat aici, cu gust. Nu m-am cupit. Mine te vreau în sufletul meu. Opa, tati, ai uitat să te analizezi. Râdeți, a? Râdeți, râdeți, ok? Nu mă supăr. Dar o să vedeți ce să mai plângeți. Când tati va da interviuri și nu o să pomenesc de niciuna din voi. Ia, unde o să dai tu, mă, interviuri? La Șomaj Magazine? Ești pregătită? Ia. Tati o să apară în noul videoclip al lui Johnny. Tati o să fie vedetă. O să fiu vedetă. Fii tate, fetelor, atenție. V-ar plăcea să vină tati la școală. Să vă aștepte în fața școlii. Cu o decapotabilă, să moară toți colegii de ciudă. Eu nu. Mi-ar plăcea că ar sta la minim teste de metri de școală.
Dacă s-a putut cu păcănele, de ce nu se poate și cu părinții? Ți-a zis-o? Ai învățat tu așa. Auzi, tu, vedeto, ai semnat și tu vreun contract cu Johnny? Ceva, un bilețel? Normal, da? Dragă, că treburi serioase astea, nu ne jucăm aici. Da? Pe când mai ai treburi de-astea serioase cu contracte, mai întreabă-mă și pe mine, că știi că mă pricep. Te pricep tu la trupe de-astea de succes? Nu, mă pricep la băieți frumoși care dau țepe. Dar câte țepe ai luat tu? De la câți băieți frumoși? Că, de fapt, în afară de mine n-ai avut niciun băiat frumos. Nu, 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 tu nu ești frumosul din viața mea, tu ești țeapa din viața mea. Ia, deschide și tu, linișor. Băiatul cu țeapa. Țeapa. Țeapa sunt. Băiatul cu țeapa. Tata, te caută cineva, cred că vrea să-i dai un autograf. Da, e coa de la autografe. Ah, si, că vine, mă, încoa. Niște proști, îți dai seama. Acum că m-ai întrebat, țin să te anunț că am a doua sursă de venit. Am făcut trupă cu Johnny. Suntem cu formația, avem concerte, avem, plecăm într-un turneu acum. Ia uzi, serios? Da. Păi nu încep tu turneul pe la bani și pe la bucătărie? Că uite, Mopo, acolo e ziua ta de curățenie. Stai și un pic, ziua mea a fost de curățenie. Păi ce zi azi? A, e zi cu soț. Da, e ziua ta de curățenie, că zilele fără soț... Jupe. Sunt ale mele. Pupix. Ce ți s-a întâmplat? Tu